victorie mare. Un meci foarte bine pregătit tactic. Am respectat întru totul indicațiile de pe margine și am reușit să facem o victorie importantă, o victorie care ne menține pe locul întâi. Suntem echipa care nu a pierdut deocamdată în campionat. Sperăm să o ținem doar așa. Avem în continuare meciuri extrem de grele, dar pas cu pas sper să reușim să trecem de ele. Zalău a apărut așa, fără zică. Au greșit mai toți jucătorii. Da, au greșit. Cred că, exact cum am spus și la început, ne-am respectat exact tactica. Ei au venit într-adevăr un pic descumpăniți, nu pot să-mi dau seama. Mai puțin mă interesează grădina lor proprie. Eu consider că victoria e meritată și încercăm să menținem acel ritm. Urmează meciul cu Olympiacos? Despre Olympiacos eu nu știu nimic la ora actuală. Am pregătit acest meci și cu siguranță în zilele următoare ne vom pune la punct cu toate detaliile acestei echipe. Știu doar 2-3 jucători de acolo, dar nu știm exact, nu știu ce sistem de joc, ce tactică, așa că avem de lucru zilele acestea, chiar dacă este 1 decembrie. Pe această cale le spun tuturor românilor la mulți ani și cu siguranță noi o să fim la treabă.